Eu sunt alb. Eu sunt khaki. Eu sunt mauro. Eu sunt gri. Și eu sunt negru. Back to school. Provocare nu cu culorile cele mai frumoase. Avem două non-culori, alb și negru, și trei culori pe care nu prea ne vrea nimeni. Maro, gri și khaki. Mergem să vedem cine găsește cele mai multe rechizite în aceste culori. Oare aici găsim ceva? Nu știu, hai să vedem. Ați găsit ceva? Da. Aici avem rechizite, aici avem jucării și sunt la jucării, eu sunt la rechizite. Iulian, pentru provocare, uite, negru, ai un punct. Am un punct sau minus un punct, că n-am văzut-o la timp. Minus un punct, uite, că ai de matematică și ăsta. De eu ce fac, îți aleg ție, câte ai? Matematică și ce mai am aici? Două de matematică și... Trei modele ai. Toate de matematică? Uite aici, și o matematică. Dar și eu am, uite, uite, alb. Uite, cu pisicuță. Pentru mine. A, ce frumos este! Uite, un icon. Andreas, dar n-avem roz în provocare. Ia uite ce caiet. Am mai găsit unul negru. Ia fii atent câte sunt. Și khaki. Ia uite ce copertă are. A. Da, am și eu khaki. Mă, like am verde. Ce zici, Iulian? Nu, nu se pune. Minus un punct. Nu se pune? Nu. Și eu un caiet gri. Super. Și eu am două albe super drăguțe. Fantastic. Mă, ce credeți? E khaki? Uite ce am mai găsit. Bandă scotch și creioane, dar cred că o să trebuiască să-l împart cu Andreas. Da, el are maro. Negru, el e cu maro. Super, deci ai încă un punct. Andreas are un punct. Ai mai găsit... Suportul, de fapt, e negru, nu scociul. Da, da, oricum. Uite pentru... ce mai am. Da, să-mi pun creioane și pixuri. Uite, pentru mine. Ție trebuie maro, nu e maro. E un pic așa. Nu este, nu. Da. Tu și trebuie să găsești gri. Sketchbook. Încă un punct, Iulian, cred că o să câștigi. Ai dreptate, uite, scociul e maro. Încă un punct, Andreas. Pentru tine. A, și un scotch pentru mine, bravo. Am și un punct. E gri? E gri. Voi ce ziceți? Ai gri aici. Scrieți în comentarii dacă e gri. În primul rând, ne-ai pus să alegem cele mai urâte culori. Da, asta a fost și ideea. N-am vrut verde, negru, roșu, negru, portocaliu. Uite ceva gri. A, nu e gri, fără gri, dar e mov. Uite ceva negru pentru... Da, nu e, e mai mult colorat. Ca să vezi cât negru am. Deja negru. Cred că nici nu mai socotesc. Negru. Alb, negru. Pentru mine, alb. Negru. Andreas, negru. Uite, maro. Pentru Andreas? Wow. Am ceva maro. 3 puncte. Eu n-am decât 3 chestii albe și cred că rămân în urmă. Am zis că negru nu o să fie nimic, dar se pare că e. Mai mult decât credeam. Nicolas, trebuia să cauți rechizite, khaki. Nu mașinuțe. Vreau să văd toate mașinuțele, câte feluri sunt, să văd care îmi plac să le cumpăr. Eu în loc să caut alb, găsesc alte culori. Andreas? Ce-a găsit Andreas, să-ți arătăm. Uite. Are mașini, sticăre. Așa. Și are toate tipurile de mașini. Taxi, builduri. Exact. Așa, după și care ce își face construiește cu ele? Orașul lui. Să pună taxi builduri. Mașinuțele, da, pe stradă. Și uite, are și oraș. Păi mai avem din astea. Nu. Nu ți-am dat eu unul cu oraș? Da, nu așa. Nu, așa frumos. Rechizita maro este un caiet de schițe. Ia, deschide. Are și gri înăuntru. Și negru. Să țineți scorul și scrieți în comentarii cine alege cele mai multe rechizite. Nicola și-a înșirat mai multe mașini. Mă întreabă care e Lamborghini. Nu știu care e Lamborghini. Cred că ăsta. Ala? Hai să ne uităm. Nu, uite, scrie Audi, Honda, Mercedes, Opel, Porsche. Rechizite. Rechizite. Da. Hei. Rechizite, culoarea de rechizite. Se pare că Iulian și cu Eric au câștigat în acest magazin. Eric, noi suntem câștigători. Eu zan gri pentru Eric, eu zan negru pentru tine. Nu, penar asta negru. Nu e gri. E gri, e khaki. Nu e khaki. Uite aici. Uite, khaki. Asta nu este chiar khaki, dar este Army. Deci am putea să spunem că ai și tu un penar. Uite, se potrivește cu tricoul lui Army. Army. Da, khaki sau Army poate să fie, cu imprimeul Army, ok? Da, khaki sau Army. Perfect. El e cu culorile, cu cărțile culoare. La mine, deci continuăm. Ai văzut, găzdan, penare. Stai să-ți arăt. Aici are Eric pixuri gri, pixuri negre și caiete, fii atent.
gri, 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 aoleu, negru sau în fine, serios, gri, culoarea mea. Negru, negru, aoleu, negru, 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 gri, 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 negri. Și mov, uite, dar nu asta ne interesează. Da, unul din 7000 de negri. Și ăsta s-ar putea să fie khaki, să zicem. Dar, dar gri și negru este dominant. Deci, deci la Pepco voi ați câștigat. Mai am un punct. Ai mai găsit ceva? Super! Chiar au fost neinspirați la culori. Astea sunt gentuțe pentru pachetele și aici sunt cutii pentru pachetele negre. Ia uite. Și gri. Eric, tu și cu tati ați câștigat. Bine, da, uite, până și cană gri. Bravo, Eric! Și asta, flori! Da, uite, și neagră. Da. Deci totul e negru și gri. Am câștigat, așa că mergem la următorul. Un magazin și mai mare. Au câștigat. Ne îndreptăm spre celălalt magazin, unde o să câștig tot eu. Nu e așa? Nu! Până acum tu și cu Eric sunteți pe loc întâi. Pentru că știi ce se întâmplă anul ăsta? Sunt cele mai urâte culori pe care le-am văzut vreodată. Gri, nu punem negru, că negru și coar nu sunt culori. Dar gri, maro, ce-am mai găsit? Khaki trebuie. Khaki. Era vorba să facem rechizite, ei fac jucării. Iulian, zic să o luăm printre rafturi, da. Le luăm la rând și să vedem cine ce culoare găsește. Eu uite, am deja, dacă vrei să-ți arăt chiar de cum am intrat, raionul meu de negru. Nu, astea că au verde, dar uite. Păi da, astea hei, chiar, au... chiar dacă au un pic de verde, restul majoritatea e negru. Ce ai? Culoare acrilic. Acrilic? Nu, e verde. Așa, dacă ar fi verde, Nicolas, ia uite. Peste tot e verde. Of, ia uite, un raion întreg. Numai cu negru, 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 negru. Îmi dau demisia. Ce? Într-o zi, Nicolas mă întreba dacă nu putem găsi carioci negru. Da, am căutat. Ia uite ce a găsit, Eric. Bravo! Ce e aia? Nu știu, ce e, dar e de la secțiunea de rechizite. E marcă pe mare, nu cumpărăm așa ceva. Da, da, că după aia dacă s-a mugărit, nu se mai... Da, nu, nu, nu. Am găsit un caiet pentru Nicolas. Un caiet, pachet și bufos. Am găsit ceva alb. Ce e acolo? Cred că e pix corector sau nu știu ce, da, ceva de scris. Și ia uite, Eric aici. Eric. Tot așa, pastă corectoare și e gri. Bravo! Altceva negru. Altceva negru. Dar văd, ia uite, acolo, dosare negre. Uite ce eu am găsit. Da, mulțumesc, super. A găsit Andreas pentru mine cu alb. Dar uite, eu tot găsesc pentru tati. Uite, tot găsesc pentru tati. Tot găsesc pentru, pentru mine, da. Pentru mine. Câte ți-ai luat? Trei? Trei are. Uite ce e acolo de maroc. A mai găsit Eric ceva. Uite câte are, mă. Da, dar nu le punem pe toate. Punem un punct pentru dosare sau două. Gata, gata. Wow, uite ce frumoase cu fiști. Ia uite. Uite, a găsit khaki. Și înăuntru e galben, dar e khaki. Hai să zicem. Să-l ating, de ce? Da, e așa fin. Am găsit alb, am găsit alb. Iulian, am găsit alb. Nu cred că sunt albe. Sunt invers. Și eu m-am uitat, dar de fapt sunt invers. Uite. Ai mai luat o dată scoci? Bravo! Încă un dosar gri. Eu am găsit. Ai mai găsit? Super, încă un punct. La rucsace gri, multe negru, multe khaki. Wow, ce de rucsace khaki. Da, o groază de rucsace khaki. Și negre, văd multe, multe, multe negre. Maro pentru... Și două. Și trei, și ăsta verde. Și trei. Și negru și gri, bineînțeles, câștigă negru și gri, nu văd niciunul alb. Singurul alb pe care îl văd e acesta, cu panda. Ia uite ce am găsit eu! Unul negru și unul maro. Unul e ca un albastru, așa, dar să zicem că e gri. Deci unul pentru Eric, unul pentru Andreas și unul pentru tati. Am găsit eu câteva chestii mici albe, o riglă, care ea de fapt e transparentă, da? Ambalajul e alb, o ascuțitoare amărâtă, niște scoci și o radieră. Fantastic! Astea sunt khaki,
Scam verzi, după părerea mea. Vă, ce ziceți? Da, ajutați-l pe Nicolas în comentarii, că el săracul nu găsește mai nimic achi. Suportul pentru voi. Negru și gri negru. Pentru Eric. Și gri pentru Eric. Am găsit un dosar alb, yes! Bine-ți-o, eu am o foarfecă, dar e roz, se pune rozul, nu se pune culoarea metalului. Nu, no, pentru Nicolas. Uite ce Nicolas, am găsit! Da, e mai portocaliu, dar să zicem că se asortează cu bluza ta și merge. Da. Nu se pune, Iulian, pentru că ăsta e gri. E gri? Pentru Eric. Pentru mine. Ceva alb pentru mine, dar parcă am mai luat un corector de genul ăsta. Mai iau unul. Nu puteam să alegem genul ăsta de culori. De ce e gri? De ce e... Verde, maru? Roz, sticlam. Exact, uite ce frumos ăsta arată. Ăsta e kaki. Da. Da, ăsta e mai mult kaki decât maro. Ai dreptate, yay! Bravo! Andreas, ce ai găsit? Încă ceva negru, nu mai ascunde, nu mai vreau să văd. Nu mai vreau să văd. Acolo mă uitam și eu. Negru, alt gri. Ia uite aici. Fii atent, Iulian. Creioane negre, creioane negre, creioane, trusă. Uite, trusă. Neagră. Pune acolo în coș. Și eu numai scoci găsesc. Negru, gri, alb. Alb, 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 alb. Alb. Am zis că și dacă nu e chiar culoarea perfectă, ei imprimeau armii și se pune... Ia uite, Iulian! Emo! Ah, da, Mandalorian! Ce vezi, uite, ceva negru așa? Frumos! Maro! Harry Potter! Ia uite, Andreas! Harry Potter, maro! Ai găsit ceva kaki, bravo! Și Eric a găsit ceva gri! Ah, uite, kaki! Uite și înăuntru! Ia, deschide să vedem, ăsta are poză, uite și ăsta are poză, vezi? Da, e kaki. Ăsta? Nu prea. Da, ăsta, Iulian, îl împărțim, jumătate alb, jumătate negru. Da, e mai mult negru decât alb, adică e al meu. Nu e al tău, nu e, nu, îl pun la loc. Uite, e înăuntru, uite, e înăuntru, e alb înăuntru. E alb înăuntru? Uite. Afară e alb, un pic negru, dar uite cât e alb. Și zici că e pentru mine? E mai mult alb decât negru. Aha. Deci e pentru tine. Mulțumesc. Cu plăcere, că m-ai ajutat și pe mine. Ați reușit să numărați câte rechizite a găsit fiecare? Cine a câștigat? Și spuneți-mi, care e culoarea voastră preferată la rechizite?